să nu mă voteze, domnule. Eu atât pot. Aceste proteste sunt organizate de angajații guvernului și cei ai parlamentului care s-au prins că e an electoral și dă-i și luptă. Păi ce, salariul lor nu merită și el mărit? Auzind aceste lucruri, premierul Ciolacu le transmite greviștilor să nu-l voteze. Fiecare om are dreptul să facă. Am auzit și eu acum că am amenințat. Nu am amenințat pe nimeni. Cred că sunt un om de bună credință și țin la acest lucru. Hai să fim corecți. Acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral. Eu nu răspund la șantaj. Să nu mă voteze, domnule. Eu atât pot. Eu nu pot să mă mai uit în ochii oamenilor de afaceri dacă eu fac un pas înapoi la fiecare șantaj, indiferent de aparatul propriu din guvernul României. Stai liniștit, Cioli. Nici greviștii nu te votează, dar nici moldovenii. Ați uitat? Moldovenii nu-s din Buzău. Și vă rugăm să nu-l jigniți. A venit Bănățeanu de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzău nu e Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți. Domnul Ciolacu știe ce să facă atunci când vrea să devină plăcut de electorat. Da, cine, da. Domnul Ciolacu? Sigur, cel care n-are? Are. Bun, oricum e... La 36 de ani e luat bacul. Da? La domnul Ciolacu. Da. Da. Deci are. Da, da. Oricum alegătorii i-au umplut deja frigiderul. Domnul Ciolacu e... Domnul premier. Domnul premier, să aveți poftă, să vă fie de bine.